sunt un tip care ține la memoria, la memoriile sale, la memorii, la amintirile sale. Și am arhive cu, ți-am spus și ție, cu toate filmulețele de pe internet, de la lansări, de la de aiure, așa, unde apar cronicile despre templieri. Așa. Și m-am apucat de cartea a doua. Între timp eu tot mai îmi notez pe telefon, pe câte un petecel de hârtie, dacă ce mai îmi vine așa pe în cap. Urmează și cartea a treia? Cu voia lui Dumnezeu, da, materiale sunt, am deja e schițată. Încă nu m-am apucat de ea, pentru că au apărut tot felul de chestii, cu serviciul, cu am făcut și vărsat de vânt și Doamne iată, m-am stat. Între timp și Berilo o să facă ceva de genul ăsta, e bubă spaniolă sau nu știu cum mi-am zis eu pe carte, deci na, că trebuia să facă și ei ceva. Cum ai găsit personajele? Că sunt foarte... Nu vreau să folosesc clișeul ăla, ele m-au găsit pe mine, nu. Dar m-am gândit în felul următor, am luat-o logic, deci trebuie să fiu un valac, eu fiind valac, da? Fiind din Buzău. Doi, trebuie să fie un sas și un ungur, pentru că eu iubesc pe unguri, eu mă simt foarte bine în orice zonă cu preponderență ungurească, nu am absolut nicio treabă, am mulți prieteni unguri și astfel s-au născut cele trei personaje. Am vrut să-i fac olteni, am vrut să-i fac moldoveni, dar zic, mă, și Miorița a avut de aia și de aia, zic, hai să fim noi un pic mai original. Și i-am găsit, că după ce i-am găsit așa, le-am găsit și numele și pe urmă aventura practic a venit de la sine. Pe mine nu mă caută, cum să zic, nu mă caută firul acțiunii. Mă apuc de scris și începe să curgă singură. Ea mă duce unde vrea, nu... Mai intru și eu pe acolo, dar... uite, cu asta o spun prima oară acum. A fost mâna destinului. Da. Okay. Da. Așa să ne ajute Sfântul Dumnezeu și buna editură OL. Și da, și apostolice, și vă mulțumesc mult de tot pentru chestia asta care o faceți voi. Și oricum eu o să fiu cu ochii pe voi, orice scrieți despre templierii mei o să fiu și eu și o să pun la arhiva mea. Mulțumesc mult de tot!